După sărbătorile pascale, reprezentanții asociației Le Rouen din Franța au poposit la Săvinești pentru a vedea o parte din activitățile sociale desfășurate de voluntarii Fundației Împreună pentru Solidaritate Socială, coordonați de părintele paroh Petru Munteanu. Activitățile sunt axate pe combaterea marginalizării sociale prin redarea demnității umane și sprijinirea persoanelor defavorizate din comunitatea săvineșteană. În acest moment, Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială se bucură de sprijinul unui număr impresionant de voluntari dedicați care au înțeles importanța și impactul muncii celor care au pus bazele acestei misiuni umanitare. Vizită importantă pentru comunitatea de aici, de la Săvinești, și mai ales pentru ceea ce a realizat fundația pentru comunitatea din Săvinești. O vizită importantă. Ne aflăm într-o perioadă de lumină și de sărbătoare și avem onoarea să vină în mijlocul nostru domnul Jacques Poltura, este președintele Asociației Rouen-Piatra Neamț, o asociație foarte cunoscută și iubită de locuitorii orașului Piatra Neamț și nu numai, județului Neamț. Dumnealor de ani de zile aduc bunuri costând în materiale umanitare diverse pentru comunitățile încercate din zona noastră. Cu acest prilej le mulțumim că au poposit și la noi. Le-am arătat anumite proiecte pe care dorim să le dezvoltăm, cum ar fi o grădință socială cu program prelungit și activitățile care sunt în desfășurare, respectiv cantina socială și casa de copii care funcționează la noi în parohie. Ce înseamnă aceste activități sociale și mai ales implicarea în comunitate pe care o aveți dumneavoastră și fundația pe care o aveți, mai ales că în România astăzi este nevoie de implicare din partea comunității civile? Aceste activități, de fapt, sunt o afirmare a ceea ce ar trebui și ne reprezintă pe fiecare dintre noi, e vorba de demnitate umană. Când avem posibilitate să solidarizăm unii cu alții, manifestăm respectul față de noi înșine și împărtășim valori și principii care pot să adune și să unească o comunitate destul de divizată. De aceea eu consider că orice proiect social poate să fie o vindecare sau să fie ca o vindecare a unor răni ale comunității. Când a început această vindecare a comunității și de ce? Este o vindecare în curs. Ea nu se termină niciodată, însă dorim cu acești prieteni, oameni minunați, să împărtășim crezul nostru și să adunăm pe cât mai mulți în acest crez. Delegația franceză a vizitat cantina, atelierul de artizanat, patiseria, centrul de zi pentru bătrâni, dar și șantierul Ciufulici, creșa și grădinița socială. Sunt, avem 12 angajați. Sunt 12 persoane angajate. Personal care face livrare, personal care face achiziții. Personal pe dezașat. Și personalul care pregătește mâncarea. Avem un atelier protejat, o unitate protejată. Am primit de la Fundația Orange o mașină de brodat. La Fundación Orange, telefonia. Un mașin pur embroiderie, da. Nu? Da, și facem activități de... Am avut mulți angajați. Au fost doar că a fost foarte greu să dăm aceste produse, pentru că China dă foarte jos. Este dificil vendre ce produs, parce que la Chine, altfel de priva. Și atunci avem limitată activitatea aici cu două persoane. Et on a limité l'activité seulement à deux personnes. Alors, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que à Rouen, il y a, au niveau de la municipalité, une personne qui est roumaine, dont le mari est stomato, et cette personne voudrait faire venir des créations artisanales à Rouen pour faire connaître la Roumanie. Donc, pourquoi pas qu'il y ait un échange avec dans ce but-là. Noi aici facem niște buchete de busuioc.
Deja se pare foarte plăcut. Și o bătăjare în archilare, de negoție, un de buchet de basilic. Aici noi producem niște buchete de busuioc. Acestea sunt în ritualul bisericesc, cum se spune. Carmen, cum se spune că noi utilizăm aceste buchete de busuioc pentru biserică? Por venir alegris avec de los santos. Mitropolitul nostru și biserica ne ajută și le putem da prin magazinele bisericești. On le vend dans les magasins spécialisés pour venir avec de los santos. Și le ajung în toată România. El arrive în toată România. Se referă la aici avem o mică activitate de patiserie. Facem covrigi în care ați servit și facem cornulețe, facem prăjituri pentru activitatea noastră de catering și activitatea socială. D'accord. Aici sunt aparaturile, avem niște cuptoare. Primiți distribuitori pensionari aici. Astea sunt vechi, sunt foarte vechi. Am deasupra niște panouri solare. Și aici pregătim fiecare dimineață la ora 4, 5 dimineața, se lucrează. Pentru ziua, când este ziua, să fie totul perfect. După care oamenii au plecat. Unul dintre cele mai impresionante proiecte rămâne cel educațional, creșa și grădinița Ciufulici. Ideea de a construi o creșă și o grădiniță socială a pornit din perioada pandemică. Atunci, echipele de lucru ale fundației au întâlnit diverse cazuri sociale, dar în special familii cu mai mulți copii, care la acea vreme, când orele erau online, au fost retrași de la școală, deoarece copiilor nu li s-au putut asigura tablete. Construcția se realizează doar din donații, iar factura finală va fi de peste 1,5 milioane de euro. Chiar și după finalizare, vor fi necesare fonduri pentru administrare. Copii, pentru câți copii este structura? 91 de copii. Avem 75 de copii la grădiniță. 60 cans pour l'école maternelle. 16 copii la creșă. Într-adevăr, clădirea este foarte mare. Ar putea primi mult mai mulți copii. Da. Ils peuvent recevoir un peu plus des enfants, mais... Dar această clădire este făcută conform standardelor europene. Le bâtiment il est construit în respectant le standards. Și sunt foarte multe săli, da, care nu există în creșele și grădinițele actuale și totuși funcționează. Ils sont beaucoup de pièces. Que les écoles maternelles actuelles, ils n'ont pas et ils fonctionnent quand même, mais ça parce qu'il est construit maintenant, il doit avoir des standards. Acum ne dorim, noi ne dorim să primim cât mai mulți copii în această grădiniță. Un desir de recevoir. Să poată beneficia toți copiii din comunitate, da. Dar trebuie să găsim o modalitate astfel încât să împletim, da? Așa cum știm, bullying-ul este prezent în rândul copiilor încă de la cele mai mici. Da? Și nu vrem să existe conflictul acesta, știți, sunt copiii care beneficiază în mod gratuit, sunt mai necăjiți, sunt mai... I-am pe ei, parce că ei sunt în situație dacă, eu știu, în pauze, la joacă, se întâlnesc cu copiii care vin din familii, mă rog, mult mai înstărite. Evite că el există încă acest fenomen de bullying, nu? Între les enfants bien et les défavorisés. Les enfants qui ne peuvent pas rentrer chez eux, ils vont rentrer avec le bus le soir. Ils pourront rester ici? Oui, ils pourront rester jusqu'au soir et le soir.
se întorc în familiile lor seara. Următoarea oprire a fost la casa de tip familial Ștefan, din parohia Sfinții Voievozi Săvinești, proiect realizat în parteneriat cu Consiliul Județean Neamț, dar și cu contribuția oamenilor deosebiți, care au înțeles necesitatea integrării sociale a copiilor din centrele de plasament. Scopul construirii caselor de tip familial este acela de a înlocui sistemul instituționalizat de protecție a copilului cu unul bazat pe conceptul familial. Ne aflăm la Casa Ștefan, o oază de liniște pentru unii dintre copiii care nu au avut parte de o copilărie așa cum ar trebui să aibă. Ce găsesc acest copii aici, la dumneavoastră? Aici găsesc foarte multă liniște, bună dispoziție, copiii sunt îngrijiți foarte bine corespunzător din punct de vedere a alimentației, a hăinuțelor, frecventează cursurile școlare, ne ocupăm de ei, mergem cu ei la școală, îi însoțim dacă e nevoie, ajutăm la teme, dacă e nevoie. Câți copii sunt aici și ce vârste au? Deci în căsuță sunt 12 copii, avem de la vârsta de 13 ani până la 18 inclusiv, care a făcut acum o lună de zile o fetiță. Și căsuța este plină, este de 12 locuri și e completă. Din discuțiile pe care le-ați avut așa cu ei, ținând cont că au vârsta de 17-18 ani, e deja spre maturitate, cam ce vise au ei spre mai departe, ca școală? Ca... Da, își doresc, am fetița care a făcut 18 ani, dorește să termine profesională, că este la profesională, apoi să continue liceul. Mai avem vreo 4 fetițe care fac 18 ani într-un timp foarte apropiat, la fel își doresc să continue, merg la cursuri din astea de perfecționare sau forțele de muncă oferă fel și fel de cursuri și de locuri de muncă, îi pregătește așa, noi ne ocupăm de ei, îi ducem, merg la activități care își doresc să profeseze, să lucreze, de toate felurile. A ajuns căsuța Ștefan propria lor casă? Se poate numi acasă? Da, da, se poate numi acasă, participă cu noi în bucătărie, la gătit, la curățenie, se implică, le place... la flori, la tot ce ține de gospodărie și ei sunt așa, trup și suflet pentru această casă. Cu noi împreună facem un întreg. În 2017 a fost demarat și proiectul Centrului de zi pentru bătrâni, realizat în parteneriat cu Primăria Comunei Săvinești, la vremea aceea fiind un proiect pilot în zona Moldovei. Astăzi, 180 de bunici petrec clipe interesante, alungând în primul rând singurătatea. Ne aflăm la Centrul de zi pentru persoane vârstnice, Samariteanul Milostiv din Săvinești, un centru care găzduiește 182 de beneficiari, persoane trecute de vârsta de 65 de ani, cu domiciliul în Săvinești. Este un centru de zi, după cum îi spune și numele, tocmai pentru a preveni instituționalizarea bătrânilor. Una e să vii să petreci câteva ore, să socializezi cu cei de vârsta ta sau și cu cei tineri, pentru că avem activități diverse, după care să te întorci la tine acasă. Le oferim gratuit servicii de kinetoterapie, frizerie, de socializare, psihoterapie, de manicură pentru doamne și putem spune după un an jumătate de la deschidere că ne-am format ca o mică familie. Eu le spun deja bunicii săvineșteni, pentru că așa mă simt în mijlocul lor și ei vin cu drag și participă la activitățile pe care le propunem sau le solicităm și lor să vină cu idei, pentru că până la urmă ei își petrec timpul liber aici. Și cu ocazia sărbătorilor pascale ați organizat activități speciale pentru bunicii săvineștenilor. Da, am organizat masa de Paști, așa i-am dat denumirea. Cei care au mai avut un ou roșu acasă, o felie de pască sau cozonac, i-am invitat la noi la centru să ciocnim un ou împreună, să ne bucurăm de atmosfera sărbătorilor pascale. Aici e vorba, de fapt, de o filă de istorie a comunității săvineștene. Este prima școală din localitate și, iată, haideți să ne povestiți un pic cum a fost și ce a ajuns.
Așa este. Clădirea, cel puțin partea din față, datează de prin anii 1930. Ea a funcționat ca școală primară aici în Săvinești, după care a intrat în, să-i zicem, într-o umbră, pentru că au fost construite celelalte școli din comună. În 2013 a fost preluată de parohia Sfinții Voievozi din Săvinești, iar din 2022, de la finalul anului, a devenit acest centru de zi. Mie îmi place să spun, dar cu toții ne dăm seama de acest lucru, această școală, această clădire este redată mereu comunității. Foarte mulți dintre beneficiari au învățat aici, mai mult de atât avem una dintre doamnele învățătoare, este beneficiara centrului. Francezii au fost impresionați de ce au găsit la Săvinești, de implicarea oamenilor de bine care doresc să ajute la implementarea proiectelor Fundației Împreună pentru Solidaritate Socială. Vizită în România, iată că ați ajuns la Săvinești, o localitate și o comunitate binecuvântată, se pare. Vous êtes arrivé en Roumanie, vizite la Roumanie, et avec de la chance, on est le plaisir de vous voir à Săvinești, un comunité bénie. Je suis très très heureux, je m'excuse, je suis très heureux de venir à Săvinești. Cela fait, c'est mon 27e voyage ici en Roumanie. Sunt foarte fericit să fiu la Săvinești, este al 27-lea voyage al meu în România. Je suis heureux de voir l'évolution. L'évolution déjà au niveau des maisons d'enfants. Avant, j'ai beaucoup travaillé avec Elena d'Oamna, où il y avait beaucoup, beaucoup d'enfants. Et maintenant, ce sont des maisons, des structures qui sont réduites et les enfants sont beaucoup plus heureux. Eu sunt bucuros să văd evoluția acestor centre și acestor școli. Eu în trecut am lucrat cu Elena Doamna și am văzut cum erau reduse aceste școli. Et de voir aussi également une maison pour les personnes âgées, je trouve ça formidable parce que il en manque toujours. Les personnes âgées sont de plus en plus seul et des structures comme celle-ci, ça peut être que du positif. Et c'est vraiment, je suis vraiment surpris et très très intéressé par tout ce qu'il fait. Nous avons. Je suis bucuros să văd și acest centru de zi pentru persoane vârstnice care sunt din ce în ce mai singure, iar aici văd o bună evoluție. Je suis président d'une association et notre association, depuis maintenant 28 années, apporte de l'aide dans les différents orphelinats, dans les écoles, dans les maisons médicales et on continue dans la mesure de nos possibilités mais à pouvoir continuer à aider ces structures. Et avec le père. Eu sunt președinte de 28 de ani a unei asociații cu care încercăm să ajutăm aceste comunități și aceste centre. Oui. Et bon, je pense que on va pouvoir recommencer puisque nous avions arrêté quand la Roumanie est rentrée dans l'Union européenne, nous avions arrêté et là avec le père, je pense que nous allons pouvoir reprendre des échanges culturels, des échanges de société, tant avec les enfants qu'avec les personnes âgées. Je vous dis, les échanges maintenant, ils vont se concrétiser. Nous avons beaucoup d'aide de par le jumelage entre Rouen et la ville de Pietraneams. Ce que je voudrais préciser, c'est qu'on est une association et qu'une association en France ne fait pas de politique, ne fait pas de religion. Nous sommes tenus par aucun de ces deux. Pardon, m'excuse. Deci, o să reluăm, o să concretizăm schimburile culturale și umanitare între Roan și Piatra Neamț. Noi, ca și fundație, suntem apolitică, nu suntem
politic, patru-religion. Nu suntem nici cu o religie, nici cu o politică, noi suntem independenți, voilà. Dacă putem spune. Ce qui nous permet de faire beaucoup plus de choses librement. On n'est pas tenu par les uns ou par les autres. On n'a pas de oblige vers un nu avem obligații pentru nicio parte, deci suntem independenți și putem face mai multe lucruri. Și cum nevoia de ajutor este foarte mare, atât în prezent cât și în viitor, gestul solidarității sociale va fi întotdeauna binevenit.